Prieteni, bună ziua! Vin astăzi să vă spun câteva fraze, doar 2-3 minute, pentru ca să facem o claritate în privința agenților Kremlinului. Vă rog să puneți un like și abonați-vă la canalul acesta de televiziune și transmiteți la alții ca să audă la urechile celor care inventează despre agenții Kremlinului, în special agenții sau trolii celor care astăzi sunt la guvernare. Dragi prieteni, deci vin foarte multe acuzații de la prieteni, de la rude, de la oameni apropiați, precum că reprezint Kremlinul în Republica Moldova. Dar dumneavoastră știți că deci, cine nu susține ideile bizare și spurcăte a doamnei președinte și a partidului PAS de guvernământ, automat acela e agent a Kremlinului. Și să știți că lumea e zombată de anul cu aceasta. Eu vreau să vă spun un lucru, dragi prieteni. Cei care inventează, născocesc, despre mine personal, pe mine mă interesează, care născocesc așa idei bizare, așa idei nebune, neadevărat, minciuni, absolut minciuni. Deci sunt oameni nebuni, cei care distribuie și diseminează așa informații, fără să se documenteze, fără să aibă probe, dovezi. Sunt oameni nebuni, sunt oameni care au probleme cu căpșanul, cu mintea. Deci sunt oameni cu mintea stricată. Toți până la unul, indiferent cine este. Frate, rudă, prieten, cumătru, coleg, coleg de clasă, coleg de muncă, de afaceri, indiferent cine ar fi. Vânzător. Deci toți oamenii aceștia, și mi-au zis foarte mulți, și nu așa, să vină, spună domnul Costandache sau Gheorghe, iată așa și așa. Nu! Vorbește lumea că tu ești cu rușii, cu nemții. Eu nu o să mă justific că sunt nu știu cu cine și nu știu cum. Poziția mea este foarte clară, demnitatea, adevărul, îl scot la iveală, sunt integru, sunt curat, necompromis. Niciodată n-am fost implicat în scheme și nu am primit niciodată mite sau plăți, favorități de la politicieni sau de la televiziuni sau nu știu de la cine. Eu muncesc pâinea mea, muncesc banii mei, așa cum știu eu. Și vreau să aduc aminte în Biblie, în Cartea Proverbii, capitolul 26, versetul 4 cu 5, special pentru cei care inventează minciuni și le distribuie. Spun la alții, născocesc. Acolo ne spune așa, exact. Într-o carte spune, se referă la prost, în alte traduceri face referință la nebun. În cartea Cornilescu e la nebun. De eu vă spun așa. Deci, foarte clar, aceste două versete ne spun următoare. Nu răspunde prostul sau nebunului după nebunia lui ca să nu te faci la fel una cu dânsul, să nu te semeni cu el. A doilea verset ne spune, răspunde-i prostului sau nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă el că e înțelept. Deci eu vă spun lucrul acesta la toți. Înainte de a-mi aduce acuzații și a mă ofensa cu chestia asta, convingeți-vă că eu sunt agent a Kremlinului. Și eu știu că mulți nu cred în chestia asta și mă cunosc, lumea mă cunoaște pe mine, știu poziția mea foarte fermă. Și faptul că eu vorbesc despre acest referendum că este ilegal, să știți că el este ilegal. Și faptul că eu vorbesc despre faptul că el îi aduce contravaloare, minus aduce integrării europene, înseamnă că așa e.
Și dacă vă spun că acest referendum nu este pentru integrarea europeană, da sau nu, așa este. Este pentru modificarea Constituției, ca cineva, unul din candidați, una din candidați mai principală, să-și satisfacă cerințele ei proprii, interesele ei proprii și interesele stăpânilor lor din parte. Și încă o chestiune vă spun. Republica Moldova, în formatul acesta, în teritoriul care este cuprins, niciodată nu va deveni membră a Uniunii Europene. Uitați despre asta. Nici peste 10 ani, nici peste 15, nici peste 30, nici peste 300, nici peste 3 milioane de ani. Calea este alta. Eu am spus, nu numai o dată despre aceasta. Cine vrea, să înțeleagă. Cine are urechi, să audă. Cine are ochi, să vadă și să convingă. Și nu trebuie de crezut toate aceste minciuni. Modificarea acestei Constituții va aduce numai chestii negative poporului. În domeniul educației, în domeniul social, în domeniul politic, securității și așa mai departe. Nu fac multe referințe, s-a vorbit foarte multe despre aceasta, au vorbit juriștii constituționali și lumea cunoaște aceasta. Vă doresc o zi binecuvântată și vă rog încă o dată, transmiteți la toți acest live ca să ajungă la urechea troilor și cei care răspândesc chestii, minciuni despre mine cu agentul Kremlinului, transmiteți-le că sunt nebuni și lasă să privească acest video ca să se convingă că ei sunt nebuni. La revedere, o zi binecuvântată să aveți la toți. Numai bine!